Încă un bolnav de COVID care a fost transferat după incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța a murit. Avea 44 de ani și pe lângă SARS-CoV-2 se lupta și cu o infecție respiratorie severă, au anunțat medicii. Până acum, 4 dintre pacienții transferați de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța au decedat. Ceilalți 6 au în continuare nevoie de terapie intensivă la Spitalul Județean de Urgență. În urma incendiului, procurorii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare din culpă și distrugere. Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța nu avea aviz de securitate la incendiu.